Victimele războiului de pe Nistru au fost comemorate în satul Pepeni din raionul Sângerei. Rude, elevi și profesori au participat la un eveniment organizat cu ocazia împlinirii a 31 de ani de la luptele de la Tighina, unde în timpul războiului de pe Nistru din 1992 au avut loc cele mai violente confruntări între trupele moldovene și separatiștii transnistreni susținuți de armata rusă. Printre invitați s-a numărat și profesorul universitar Simeon Carp, care a povestit despre tinerii ostași dispăruți fără urmă. Mulțumim! Gloria eternă eroilor căzuți pentru patrie și respect pentru camarazii care și astăzi sunt la slujbă în patria noastră. Cartea semnată de Simeon Carp și intitulată Procesul de căutare a polițiștilor, militarilor și voluntarilor dispăruți fără veste în timpul războiului de la Nistru din anul 1992 conține informații despre 20 de combatanți care nu s-au mai întors de pe front, 8 dintre ei declarați fără veste și până astăzi. Astăzi am vorbit de fapt despre o zi de război. Am vorbit despre, am redescoperit biografia lui Vasile Cernei și am oferit informații despre alți camarazi care au căzut în aceeași zi, au fost recuperați unii la distanță de 30 de zile, alții la peste un an jumătate, unii peste 6 ani, iar ei, spre regret, nu au fost identificați nici astăzi. Adevărul este că data de 20 iunie 1992 este o zi dramatică în istoria noastră, pentru că au căzut foarte mulți luptători atunci, mai ales în orașul Tighina. Vasile Cernea este unul dintre tinerii soldați care a luptat pentru independența și integritatea teritorială a Republicii Moldova și a dispărut fără veste în timpul luptelor, în zilele de 19 și 20 iunie 1992. Era un frate foarte, foarte cu minte, foarte bun, ne înțelegem la orice, ca o fată era la caracter. Dușim foarte mult lipsa, îi dușim și în foarte mare durere. Ochii mamei nu se usuc tot de lacrimi, cu gândul că a să-l vadă. Îi dușim lipsa foarte mult, ne amintim de dânsul, nu-i zic ca să nu ne aducem aminte de dânsul. Tata cu fratele cel mai mare se dușeau și căutau pe la Bindier, da, autobuz de aici a președintele colhozului și dau și noi așteptăm. Nu ni se alege de lucru, că așteptam oare zi, oare morți. Cătau, de grupau morminte, că să-l găsească și așa, că nu mai găsit nic. Și azi l-așteptăm, noi nu credeam că el e mort. Și Andrei Ghimpu avea doar 19 ani când a ajuns să lupte pentru integritatea țării cu arma în mână. Bărbatul spune că nu va uita niciodată ororile războiului de pe Nistru. Nici nu m-am gândit că să ajung în viață, nu știu. Foarte strașnic. Noi eram niște copii pe atunci, a 19 ani, asta e imposibil de spus, nu știu cum. Nu dă Doamne și la nimeni. Strașnic tare. Și mulți s-au pierdut atunci, pe 19 iunie. Eram tineri, nu eram pregătiți cum ăia care erau în Afganistan, cum așa. Mulți mi-au apărat, mi-au încurajat. Ei zvărau înaintea noastră, dar noi tineri eram noi. Și am văzut război numai prin kinouri. În acea zi tristă, de 19 iunie, am fost alături de camarazii care au căzut pe câmpul de luptă. O zi când armata rusă a pornit război împotriva Republicii Moldova. Anume, începând cu 19 iunie, s-au început cele mai mari jertfe omenești. Această carte este binevenită pentru tânăra generație. Elevii și profesorii cred că despre războiul de pe Nistru ar trebui să se vorbească mai mult. Este important ca și la nivel de comunitate să fim receptivi și să-i comemorăm pe cei căzuți în război. Mulțumim domnului Car pentru această carte, această donație, atât de filme, pentru ca la orele de istorie și nu doar să se propage sau să se vorbească despre acest război care cumva ne-a marcat foarte tare istoria noastră, atât a satului, dar și a întregii republici. Acest eveniment care a avut loc astăzi a fost unul foarte important și foarte informațional, adică pentru noi ca elevi. Cel care nu cunoaște istoria nu are viitor. În războiul de pe Nistru, peste 300 de persoane și-au pierdut viața, iar alte aproape 400 au fost rănite.